Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. În luna aprilie a anului 2022, Tatiana Antocel din Căușeni a plecat la muncă în Germania. Copilul care nu vroie că eu să plec, ci poate găsești o altă soluție. Zic că eu altă soluție nu găsesc, că nu am unde să mă duc și nu are cine să mă ajute. Totuși, dorul de casă și familie au făcut-o pe Tatiana să nu se rețină mult, așa că în luna octombrie femeia a revenit acasă. Nu era dor de tare de copil. Am venit acasă. Data 24 octombrie, că era și ziua copilului pe 27 octombrie. Ajuns acasă, Tatiana a primit o lovitură neașteptată. Ea povestește că bărbatul, alături de care a trăit timp de 22 de ani, a alungat-o din locuința lor comună. Deodată cum am venit acasă, în ușă m-am întâlnit cu dânsul. El a spus să ies din casă. Am fost scoasă din casă cu forță. Și cu miliția din casă. Dar necazurile femeii nu s-au încheiat aici. La scurt timp, oamenii legii au anunțat-o că pe numele ei a fost pornit un dosar penal. Și m-a întrebat dacă eu recunosc că am făcut o crimă. Eu am intrat în casă, dar eu nu recunosc că eu am făcut asta o crimă. Ce detalii povestește Tatiana Antocel despre relația cu fostul ei soț? Cum a ajuns să fie alungată din casa la care spune că a muncit împreună cu el? De ce, în urma conflictului cu fostul soț, femeia s-a ales cu un dosar penal? Ce îi se incriminează? Dar și ce spune bărbatul despre tot ce s-a întâmplat? Vedeți în această ediție. Hotărâtă să-și facă dreptate, Tatiana Antocel a venit în această seară în platoul nostru. Tatiana, bună seara! Bine ați venit! Vă rog bine frumos, nu găsit. Plângeți! Nu pot abține emoțiile, îmi cer scuze. Da, emoțiile în acest platou deseori ne copleșesc. Văd în fața mea o femeie frumoasă, o femeie tânără și o femeie care poate. Așa vă văd eu. Da, emoțiile mi-s slabe. Acum haideți să ne povestiți istoria dumneavoastră. Spuneți-ne de când au început conflictele între dumneavoastră și soțul? Mai mari conflicte au pornit la un an de zile. El întotdeauna mă umilea, mă făcea în cuvinte urâte. Chiar de la bun început? Da. Da, dar ultimul an mai puternic era. Pot să-mi permit să întreb de ce ați rămas, dacă totul de la început chiar era prost? De ce am rămas? Că vroiam o familie. Îmi părea că o să liniștească, o să fie bine. Dacă el m-a luat de mână și am venit în fața altarului și am făcut o cununie, îmi părea că va fi bine până la urmă. Și îmi doream ca orice femeie o familie. Dar el vă spunea asta? Că uite, va fi mai bine? Da. Vă promitea? Da. Spuneți-mi, atunci când ați plecat în Germania, ultima oară, el era împotrivă? Da. Vă cerea să rămâneți acasă? Dar eu nu i-am spus că eu plec. Nu i-ați spus? Nu. Dar cum ați plecat? În ultimul timp m-a bătut foarte urât, când și copilul a sărit asupra mea ca să nu o bată pe mama. Deci era violent. Da. Și atunci am hotărât. Aveam depresie mare, nu dormeam nopțile. Medicamentele care mi le dădea medicul erau pe alături. Și atunci am hotărât... medicamentele nu vă ajută. Da. Și atunci am hotărât să ies, să mă duc undeva, că eu nu spuneam nici la mama, nici la nimeni. De ce? Nu știu de ce. Am hotărât singur să rezolv întrebarea. Am încercat în alt fel, în alt mod. Poate s-a oprit totuși asta. Să plec undeva, eu să mă liniștesc, să-mi vin în șire. Poate și el să vină în șire. Nu s-a primit. Dar el întotdeauna a fost violent? Da. Vă bătea de la bun început? Da. Sau ultima perioadă cumva s-a agravat? Ultima perioadă s-a agravat. Și dumneavoastră cum vă explicați acest lucru? De ce? Prietenii împrejur îmi spuneau că are o altă femeie, dar eu nu credeam. Și o avea? Da, după ce am ieșit din casă, repede și-a adus-o în casă. Pe urmă mi-a povestit copilul. Haideți să vă liniștiți un pic și să vedem un subiect despre relația cu fostul dumneavoastră soț. Atenție! Tatiana povestește că l-a cunoscut pe bărbatul care urma să devină soț în timp ce era în vizită la prieteni. Am început să prietenim, să ieșim împreună. La scurt timp, cei doi s-au mutat împreună în casa părintească a Tatianei din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Ne iubim, eram tineri.
avem dragoste unul de altul. După 7 ani de relație, cei doi s-au căsătorit. Mergeau împreună la muncă peste hotare ca să adune bani pentru un teren pe care să-și construiască o casă. Și după ce am făcut nuntă, au hotărât să vedem undeva să cumpărăm un plan de casă, de a ne aface cuibul nostru, să trecem deoparte. În 2011, în familie a apărut un copil. Atunci, Tatiana a trebuit să rămână acasă pentru a avea grijă de băiatul lor, iar soțul ei muncea în Franța. Bărbatul nu și-a văzut copilul până la vârsta de 3 ani, întrucât ar fi fost arestat în Franța din cauza unui furt. Eram însărcinată, tot rămăsesem fără bani. Mă începe la piață, vindem brânză și ce putem. Aie mai cotiliem însărcinată, dar așa trăiem, dușem sumca uleacă, mă întorșem, iar luam sumca și ajungem până la piață și vindem câte un kilogram de tufuri ca eu să mă pot întreține. După ce și-a ispășit pedeapsa, soțul Tatianei a revenit acasă, dar nu pentru mult timp, povestește femeia. Ea și-aduce aminte că bărbatul a plecat din nou în Franța, unde, la scurt timp, a fost iarăși reținut și condamnat pe un termen de 4 ani. Eu niciodată nu l-am lipădat 10 ani de zile. Soțul era mai mult închis peste hotare, eu nu l-am lipădat nicăieri să mă duc să fac bani. Când bărbatul a revenit acasă, era de nerecunoscut, povestește Tatiana. Ea spune că acesta a devenit gelos și violent. Din acest motiv, femeia a decis să plece ea peste hotare pentru o perioadă. Mă bătie des. Mai fugim prin drum, mai ședem prin drum, păi și sliniște, iar intram. Ultima dată când m-a bătut, mă, cu un cablu de la calculator m-a bătut, mă. Ultima dată chiar și copilul a sărit asupra mea să nu o bată pe mama. De la nică, e ca așa. Cea mai mare prostie când femeia rabdă violența asupra ei și atunci femeia nu se mai simte femeie, se simte undeva foarte jos. Și îmi pare rău că ați trăit atâția ani cu soțul dumneavoastră. Chiar îmi pare rău, pentru că a suferit și copilul dumneavoastră, care are 16-17 ani, probabil. 11. Aha. Și mai mic. E foarte mic, da. Adică cu atât mai mult. Eu foarte greu m-am obținut, e foarte greu și din păcate dumneavoastră nu sunteți prima și unica femeie care rabdă într-adevăr durerea asta. Chiar îmi pare rău ce am să zic, dar vreau să zic că asta va fi o lecție pentru dumneavoastră, ca dumneavoastră să începeți viața de la început cu o persoană care vă iubește și vă stimează, dar începeți de la dumneavoastră, iubiți-vă dumneavoastră mai întâi și atunci ceilalți o să vă simtă dragostea asta față de sine și ei o să perceapă atunci dragostea, pentru că cumva dumneavoastră nu v-ați simțit, cred că, iubită de părinți, mă gândesc așa, știți, cumva, și ați vrut să găsiți dragostea asta la bărbatul care a fost alături, dar el inițial nu a fost persoana potrivită și s-a purtat foarte urât. Mi este foarte greu într-adevăr să mă abțin, dar vreau într-adevăr să începeți o altă viață mai frumoasă decât cea prin care ați trecut și prin care treceți la moment. Este de ajuns de plâns. Începeți să trăi, începeți să... că, mă rog, viața e scurtă. Nu știu, dumneavoastră ați irosit de 23 de ani de zile, nu știu pentru ce. Dacă se adeveresc cuvintele care le-ați spus dumneavoastră acum, că v-ați trăit într-o căsnicie atâți ani și bătaia era la ordinea de zi, îmi pare foarte rău că nu ați luat o decizie care merită să arătați o fermitate de doamnă. Adică după mine este urât de tot ce am auzit până la moment. Așa că curaj mult și faceți o schimbare radicală. Tatiana, eu am aflat că voi ați fost de iure divorțați de mulți ani, dar ați trăit în cuplu. Da. De facto. Da. Povestiți-ne despre asta. Cum a fost posibil? Noi ne-am despărțit, adică în 2011, înainte de a naște copilul. Divorțați? Da, dar am divorțat pentru... El aș face altă familie, adică ca să plece peste hotare, avea de port. Vreau altă familie, vă referiți la nume? La nume, da. Numele de familie. Nu familie. Da, numele de familie. Așa, adică, dar care e povestea? Spuneți-ne. Voi când v-ați căsătorit, cine și al cui nume a luat? El a luat-o pe mea. De ce? Ceva avea probleme de port, de peste hotare. Așa? Și apoi... Ați divorțat fictiv, din câte am înțeles. Fictiv, da. Divorțat fictiv, că îi trebuie tot alt numele de familie ca să plece peste hotare.
tot în Franța. Deci în Franța. El astfel a putut pleca a doua oară, când a fost a doua oară deja întemnițat. Da. Dar cu cine s-a căsătorit? Cu o prietenă de-a noastră. Cu o prietenă de-a voastră? Da. Adică a făcut-o infectiv, nu a trăit cu domnul. Dar nu au avut o căsătorie. Nu a trăit împreună, adică trăim noi împreună. Noi am trăit împreună de acum, cum eu am plecat la Germania. Asta și ziceam. Da. Atunci când ați divorțat, chiar dacă a fost un divorț fictiv, ați avut o înțelegere cum partajați averea? Ce și cui revine? Nu, noi n-am avut o înțelegere de pentru avere, că am avut încredere în el, adică noi trăiem împreună, nu n-am divorțat adevărat, adică efectiv. Dar dumneavoastră nu v-a sunat niciun fel de clopoțel? Nu, că, nu. Bine, fictiv va fi, dar legea ține cont de divorț, nu de ceea ce se întâmplă în realitate. Nu mă gândeam la asta. Nu v-ați gândit? Nu. Atâta încredere ați avut, chiar dacă spuneți că el a fost violent și practic nu ați fost fericit alături de el? Da. De ce? Așa era el asupra mea. Adică când îi trebuia... Știa să vă convingă. Știa să mă convingă, da. Dar nici măcar nu ați pus întrebarea sau ați pus-o și el v-a convins că nu trebuie partajat? Am pus întrebarea. Că planul de casă când l-am cumpărat l-a scris pe mama lui. De ce? Că el a spus că el are probleme cu poliția și noi a să fim înscriși și să nu-l ne confiște. Adică să păstrăm tot ce avem a nostru. Ce interesant. Da. Și l-ați crezut? L-am crezut, da. L-am primit așa cum este. Să consultați dumneavoastră un jurist, de exemplu? Nu, îl credeam pe el. Haideți acum să o auzim pe nașa dumneavoastră de cununie și să vedem ce ne-a povestit ea despre relația voastră. Atenție! Domnul Ghenadi circula pe la hotare, avea acolo, nu știu, și cu vize mai înainte, era greu de circulat și a divorțat cu doamna Tatiana, dar fictiv. И троял косот, что соцы, я вел купил кому. Сон скрис куал чинева. Давно Татьяна конкредери на соц, а у диворцат фэры каса факу вон акт. Ши троял мэди партии. Да, ей ра соцы я луя. Да, ел мути ори спынеса, я с один каса, с плечи, плынгынд, десу ори, батуты, вынаты. Аста у фост шно дата. Десе ори сантампла лукро честа. Ультима дата тота, батут отари. Я винит ламини шмиратат вынатайли. Și nu a avut ei încotro și a luat lumea în cap și a plecat pe hotare. Eu cred că vreau să zic că în afară de încrederea pe care dumneavoastră ați avut-o față de soț, aici poate fi și încă al doilea motiv, lipsă de cunoștințe, unde să apelați și pe cine să întrebați, poate. Pentru că suntem cumva lipsiți de cultura asta juridică. Trăim și trăim. Da. Cum trăim, deja când o să vină situația, atunci trebuie să o soluționăm, dar nu ne gândim cumva înainte ce va fi, ca să anticipăm lucrurile. Nu avem o educație elementară, nici financiară, nici juridică și asta ne joacă festa de foarte multe ori. Vladislav, vreau să te întreb de ce crezi despre această încredere a eroinei noastre la acel divorț fictiv. Eu pe mine nu mă lasă această întrebare. Pe de o parte, nu te iubește, te bate, te umilește și deodată să ai această încredere atât de mare într-un Eu am să zic că nu este doamna prima și nu este doamna ultima. În țara noastră, cu părere de rău, dar în perioada când se deschideau acele vize, era necesar anumite procedeile juridice de divorțuri, de schimbarea numelui, ca să mai poată merge a doua oară încolo. Încrederea dumneiei că lucrurile stau ok, nu cred că îi dădea ceva de bănuit. Da, violența a persistat, dar asta, știți, eu am să fac așa o mică constatare. Dumnezeu chiar trăia în căsnicie, chiar iubea. Ea nu se gândea la cui să scriu casa, pe cine să scriu mașina. Ea credea că totul este ok, el este capul în familie, el ia niște decizii corecte și totul va fi bine. Eu așa văd. Aici nu poate să fie vorba despre dragoste.
Dar nu există așa ceva. O femeie nu poate să iubească un bărbat atunci când ea este lovită, numită, înjosită și multe altele. Femeile noastre în ziua de azi s-au mai deșteptat un pic. Înainte trăia pentru copii, pentru sat, pentru familie, pentru multe altele. Acum femeia nu mai stă așa să rabde toate prostiile bărbatului sau multe alte chestii urâte. Se pare că nu, Ada. Nu toate. Înainte era femeia, era rușine să divorțez, să mă despart, satul, familia și tot așa. Eu cred că și în cazul doamnei Tatiana exact așa a fost. A fost undeva un pic de frică să se despartă, deși era divorțată, adică avea și copil. Asta e, pentru doamna era foarte important. Să te desparți de bărbat, de tata copilului, ceva rușinos. Și asta e rezultatul dumneavoastră, iată, la ce ați ajuns. Pentru că ați ascultat undeva, nu inima, sau dar pe altcineva. Tatiana, povestiți-ne ce s-a întâmplat după ce ați revenit de la muncă din Germania. Când am venit la muncă în Germania, m-am întâlnit cu dânsul la ușă și el a spus să ies dinapoi, de unde am fost acolo și să mă duc. Eu n-am ascultat, m-am urcat direct la copil și să-mi îngâi copilul, să nu văd copilul. Dar el știa că reveniți? Nu știa. L-ați anunțat cumva? Nu. Deci nu ați anunțat nici când ați plecat? Nici când am venit. Dar i-ați dat bună ziua, da, i-ați spus ceva? Da, i-am spus bună dimineața, a spus care bună dimineața, de unde ai venit, acolo pleci, te întorci și te duci. Așa. Eu nu m-am uitat la asta și l-am dat într-o parte și m-am urcat sus la copil și mi-am îngâiat copilul. Copilul m-a simțit și i-a spus că eu visez, ori tu ești mamă. A, era dimineața de vreme? 4 dimineața. Ah, 4 dimineața. Eu visez, ori tu ești mamă. Așa, dar soțul dumneavoastră nu s-a potolit. Știu că ați chemat poliția dumneavoastră, da, sau el? Da, soțul meu a ieșit afară, vorbea ceva pe telefon, dar nu m-am așteptat chiar la asta. Chiar nu m-am așteptat. Cine a chemat poliția? Soțul. El a chemat poliția? A chemat poliția și m-a scos cu poliția din casă. Și am spus lui David, David, mama trebuie să iasă, că tata a chemat poliția și o scoate pe mama din casă. Dar v-a zis ceva când a venit poliția? El v-a zis ceva? Soțul. Nu mi-a zis nimic. A spus că du-te că te cheamă poliția jos. Așa, și poliția ce v-a zis? A spus că doamna dumneavoastră trebuie să ieșiți din casă, că domnul mi-a ratat actele, că e pe dânsul casa și dumneavoastră ați încălcat legea, ați intrat într-o casă străină. Ce ați simțit atunci? Foarte dureros am simțit. Haideți așa, eu acum poziția eroinei. Pleacă în Germania când vrea, nu-l anunță. Vine acasă din Germania când vrea și nu-l anunță. Eu mă pun eu în postura soțului, da? Nu este corect așa. În momentul în care este invitat un polițist și îi se spune, omule drag, uite, astea actele de proprietate ale mele, cred că i s-a arătat și certificatul de divorț de 11 ani zile în urmă, și a zis, eu sunt proprietarul casei, ea nu este nimeni. Scoateți-o. Dar faptul că și copilul dumneavoastră era... Urma momentele astea să le clarifice doamna când a venit, că nu pot să... dumneavoastră a acceptat într-un subconștient că ceva o să fie, da? Eu, iarăși, nu zic că poliția cumva a încălcat legea, dar poliția a evitat un conflict mai urât. Ea dispărțit. Deci au procedat corect. După mine în situația dată, când doamna a venit, neanunțând, la orele 4 dimineața, a intrat în casă, care nu știu unde a fost și el a arătat actul de proprietate pe cel imobil, poliția a procedat corect. Am înțeles. Da, i-aș pune o întrebare. Dumneavoastră, unde aveți domiciliu? Nicăieri. Nici n-a vrut niciodată să facă domiciliu. Și dumneavoastră, vedeți? Nu v-ați dorit acest lucru? Am dorit. Chiar la nașa, la masă, a fost vorba asta că Tatiana, adică el spunea, acolo mai era o pereche de oameni, s-a luat de vorbă de ceva și a spus că Tatiana nici acum nu are domiciliu la mine acasă. Dar nașa spune că aici nu e nimic de râs finu, că copilul tău și soția ta nu-ți domiciliați la tine cum, la dânșa acasă. El a spus că eu pe copil și mâine îl domiciliez, dar pe ea nu. Și după aceea chiar a început certuri la noi, conflicturi. A început să-i dau și eu întrebări mai multe și a început probleme în familie.
Și asta nu ați avut o presimțire că până la urmă această situație urâtă din acea dimineață se va întâmpla într-o dimineață? Ați avut? Nu. Nici așa nu v-ați așteptat? Nici așa. Nici cu toate semnalele pe care el le-a dat? Unde ați plecat în acea dimineață când v-au scos cu poliția de acasă? La Nașa. Da. Ea locuiește prin zonă? În Căușeni, da, tot. Și i-ați povestit tot ce s-a întâmplat? Da. Ce v-a zis Nașa? Ea s-a așteptat la șurceana. Ea s-a așteptat. Da. Pentru că a văzut situația dintr-o parte. Da. Vă cred. Unde locuiți acum, Tatiana? La mama. Mămica dumneavoastră este în viață încă? Da. Da? Și unde se află casa părintească? Satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. E departe? De Căușeni? Nu chiar. Dar jumătate de oraș. Dar feciorul a rămas... Să locuiască cu tata? Cu tata, da. A fost alegerea lui sau ați discutat acest lucru? Am discutat. I-am spus că dacă vrea să vină cu mine să trăiască, a spus că nu-i place aici să trăiască. Eu vreau acasă să trăiesc. Iar pentru el acasă e acolo unde ați locuit voi toți împreună până atunci? Da. E de înțeles. Spune-mi, împacă-te cu tata. Păi nu mă pot împăca cu tata, că tata m-a scos cu poliția din casă. Tu o înțelegi foarte bine. Nu știu, eu nu vreau în altă parte să trăiesc, eu vreau acasă. Iar acum acasă înseamnă doar casa lui și a lui tata, da. Și nu a dumneavoastră. Da. Haideți să vedem unde locuiți, să vedem casa voastră părintească. Atenție! Da. Iată, am venit la casa părintească. Sunt alungată din casă și aici am început să locuiesc. Tot e crăpat, eu n-am unde să-mi iau copilul. Tot cade numai țărână. De când am venit numai mături, șterg și cât de cât măcar să pot să intru aici. Tot e crăpat și tot loc cade numai țărână, ies șoareci, ies. Geamurile sunt putrede, am pus niște pleoncă în ferestre, că dacă trece un vânt amut de toamnă, cred că cad jos. Eu aici n-am investit nimic. Eu nici nu mi-am dat de seama că eu așa să pățesc vreodată. Eu mi-am făcut familie, am făcut casă împreună. Ca să trăim cu copilul împreună, să am o familie unită. Aici, în genere, e că de când am venit, am scos țărână de aici, așa, am scos, e că au crăpat, s-au desfăcut tot în două, tot locul aici. Pe aici, e că a mea e proaspăt, eu am astupat toate borțele de șoare și erau borți mari. Am vrut să vorbesc ca bărbat cu bărbat. Poate ne înțelegem cumva. Îmi cumpăr un apartament, mă dau deoparte, copilul vine și la tine și la mine. Cum e că rămâne cu sora? De ce așa te comporți? De ce o alungi? De ce? Dar în casă să nu ți permit asta, eu nu cred că e ilegal. Nu-i propusit, nu-i căsătorit, n-are nimic. Tu ești nimic. Nu o să poată dumnealui dovedi inversul. Cum așa să vorbească? Nu, n-ai frică de Dumnezeu, Ghine, ai făcut documental. În luna aprilie anului 2022, Tatiana Antocel din Căușeni a plecat la muncă în Germania. Dar eu nu i-am spus că eu plec. În ultimul timp m-am bătut foarte urât până și copilul a sărit asupra mea ca să nu o bată pe mama. Totuși, dorul de casă și familie au făcut-o pe Tatiana să nu se rețină mult, așa că în luna octombrie femeia a revenit acasă. Când am venit la muncă în Germania, m-am întâlnit cu dânsul la ușă și el a spus să ies dinapoi, din unde am fost acolo și să mă duc. Prietenii împrejur îmi spuneau că are o altă femeie, dar eu nu credeam. După ce am ieșit din casă, repede și-a adus-o. Dar necazurile femeii nu s-au încheiat aici. La scurt timp, oamenii legii au anunțat-o că pe numele ei a fost pornit un dosar penal. A chemat poliția și m-a scos cu poliția din casă. Și dumneavoastră ați încălcat legea, ați intrat într-o casă străină. De ce, în urma conflictului cu fostul soț, femeia s-a ales cu un dosar penal? Ce îi se incriminează? Dar și ce spune bărbatul despre tot ce s-a întâmplat? Vedeți în această ediție.
În această seară discutăm despre cazul Tatianei Antocel din Căușeni. Femeia spune că într-o zi de octombrie a revenit acasă din Germania, de la muncă, dar s-a trezit pe drumuri. După 22 de ani de viață în cuplu, soțul a alungat-o din casa pe care au ridicat-o împreună, spune femeia. Mai mult, la scurt timp, Tatiana a aflat că s-a ales cu un dosar penal. De ce soțul s-a întors împotriva ei și ce infracțiuni ar fi săvârșit Tatiana? Aflați în scurt timp. Până atunci, să-l auzim pe fratele eroinei noastre, Serghei. El a venit la noi în platou să-și susțină sora și să ne povestească ce știe el despre relația pe care au avut-o cei doi. Bună seara, Serghei! Bine ați venit la noi! Spuneți-ne mai întâi cum ați aflat că, uite, după 22 de ani de viață în cuplu, sora dumneavoastră a fost alungată, practic, de acasă. Am auzit tot, nu de mult, tot nu ne-a stat tare bine, credem. Cine v-a spus? Nu... Cumnatul sau sora? Cine v-a spus? Poftim? Cine v-a anunțat? Sora i-a spus din tâi soției mele, a povestit. Pe urmă, soția mea mi-a povestit mie. Serghei, spuneți-mi, vă rog, dar dumneavoastră știați că sora dumneavoastră nu a fost fericită în această căsătorie și mai mult decât atât, a fost batjocorită și bătută? Eu socotem că n-a apărut că fericiți, că nu intram în familia lor, chiar dacă și auzăm acolo ceva, sfadă, ca în familie, la fiecare sfadă. Dar este. Dar distribută ei, ați auzit? Și să mă duc să mă n-am dreptul să intru în altă familie. Credem că azi, mâine, să cum? Cum să vă spun? Minte cred la că cap, aveți un drept. S-a întors înapoi. Nu, despre faptul că ea a fost bătută, pentru că ceea ce ne-a povestit ea, că ultima oară a fost bătută cu un cablu de la computer. Spune corect, dar când merge vorba să se întrebe pe dumnealui, el spune că nu. Nu-i drept, nu-i corect, nu-i bătut, nu-i... El cum ceva, ia că arată în ceva, că-i băvânătaie, dar... Atunci când a fost vinăt, nu a venit la mine să-mi arăte. Și el nu s-a dus să scoată pe boiurile. Dar ar fi trebuit. A trebuit, ca nici nu. Deci dacă venea la dumneavoastră, asta-i spuneați să facă, dar, păi, cum de merge vorba, în sfârșit, că deși o bază, că nu-i drept, nu-i corect, că viața mea, că el spune minșiuni, el întotdeauna e drept, chiar și cum am ultima oară am fost la dânsă, am vrut să vorbesc ca bărbat cu bărbat. Asta voiam să vă întreb. Deci știu că v-ați întâlnit recent. Ne-am întâlnit, da, am intrat la dânsă, ne-am cerut voie să intru în o gradă, mi-a dat voie, da. Și i-am dat întrebare, de cum ea că rămâne cu sora, de ce așa te comporți, de ce o alungi, de ce... Cum meritați că a plecat la Germania? Băi, a plecat nu de... Să fac o leac de rublă, că parau e greu, amuș. Așa. Și el a zis că dacă a plecat la Germania, înapoi n-are ce cata. Dar câți ani am știu, cât să este, când a construit, când ce-a făcut, cum a trăit, a ridicat copilul numai pe dânsă. El ca puțin și cu copilul. Și totuși acum da. Băiatul e și cu el. Și vroiam ca să mă gândeam că poate și avea, a venit mintea la cap, poate nimic. Nu-i. Nimic, nu. Dar el ține una și bună, că de atâta că e tare și mare, că e casa mamsa, dăruit pe mamsa, făcut de, cu mâinile lor, cu greutăți. Dar dumneavoastră ați fost martor când ei doi împreună au ridicat da cum? Casa aceea. Da cum? Dumneavoastră știți. Și o să trăiesc la Tighina. Deci nu a fost casa părinților ei. Și vineau în ospiții. Nu a fost casa părinților lui, da? Nu. Deci ei au ridicat-o împreună. Da, cum? Corect. Deci astăzi puteți să ne spuneți asta în platou. Dar și cum, când a început e fundament, știm și de asta. Și au contribuit împreună. Împreună, da. El zice că, cum, că acum să zic că el a făcut, că e alu mama, e alu, amu, că el are trebuie, că el n-are... Nici propiesc, nici de căsătorie, tot a făcut cu asta am cu auzit. Cap. Da. Colegii mei i-au însoțit pe Serghei și pe Tatiana în acea vizită la casa, unde încă acum o lună, eroina noastră credea că locuiește. Să vedem cum a decurs această vizită. Ești acasă, îți pot să vin să-mi iau lucrurile? Bună zi. Suntem în Căușeni. Mai ca și păcate. Îți fie acasă? Da. Eu am aici niște ciumadane, ți le dau ție să ne le scoți lucrurile ori afară, oricum, îmi permit să intru o gradă, nu? El este în saș, la tine tot în saș. Dar pe ce, scoți la drum oricum? Da. Să nu intru o gradă? Nu. Bună ziua. Bună ziua. Poate te gândești și retrage plângerea, că oricum nu străină la casa asta, eu de unde am ieșit, acolo am intrat.
să mă alungai și mă pășine în tăți fielul. Domnul Dumnezeu, dar vreau să vorbesc cu mine, poate mai în față, oaie, chiar. Nu, că n-am când vezi socoatele. Doamna s-a adresat la noi în legătură cu situația care s-a întâmplat. Ea spune că are și ea un drept anumit la casă și ea de... Ei, astea sunt drepturile ei, vrea. Bună ziua. Sunt bine. Ceea ce am văzut, Tatiana, că ați avut o casă, ați ridicat o casă tare frumoasă. Gardul, poarta, bine, n-am văzut casa, dar bănuiesc că și după această poartă e frumos, e îngrijit. Ați evaluat vreodată cât ați investit în această casă? Cam cât credeți că ar costa astăzi? Șani. Cât la ce preț și bani am depus acolo? Numai el știe. Numai el știe sau... Da, și îi spune și ava sau... Nu, de la început mai spunea mă mai ducem peste hotare cât n-am avut copilul. Mă ducem peste hotare, venim, investim, chiar când am cumpărat planul, am venit eu de peste hotare și am dat bani lui. Și am cumpărat planul de casă. Când am început casa, adică mai mult eu puneam, dar pe urmă a apărut copilul și eu făceam mâncare la lucrători, îngrijam tot ce trebuie prin prejurul căsă, un copac, o floare, ca o femeie prin prejurul căsă. Aveți și o grădină ați avut acolo? Da, am și grădină acolo din dos. Eu știu totuși că după ce colegii mei au plecat, voi ați reușit să discutați puțin cu, cu fostul soț. Ce ați discutat? Cum a decurs acea discuție? L-am întrebat cum rămâne, poate ne înțelegem cumva. Îmi cumpere un apartament, mă dau deoparte, copilul vine și la tine și la mine. Nu, eu ție nu-ți cumpăr niciun capăt de ață. Dumneavoastră ați fost de față? Da, cum? Am vorbit și eu așa cu dânsul. Cât e cât trebuie și așa. Nimic, a zis că nimic. Eu nu dau nimic. E depus numai tu aici. Întoarce vorba. Dar a pomenit Tatiana mai devreme că imediat ce a scos-o pe ea din casă și a adus o altă femeie acolo. Ați văzut-o? Eu n-am văzut. Am auzit. Dar să dar văd n-ați cum... văzut-o atunci când ați fost. Era și corect, acum nu. Acum nu? La moment nu. A scos-o a și fost... pe ea? Nu știu. Indiferent, un divorț, dar în casă să nu-ți permit, asta eu nu cred că e ilegal. Chiar nu, pentru că, bine, când divorțați, logic, nu mai puteți trăiți într-o casă. Dar să vă permită măcar copilul să-l vedeți. După mine era corect, bărbătește, copilul să fie trimis la un antrenament, la școală, să-i permită doamnei să intre să-și ia bunurile, lucrurile și, mă rog, să nu vadă, să nu asiste copilul la aruncarea sacilor după poartă, da? Dar să știți că eu am să vă spun, aruncatul sacilor după poartă, din punct de vedere juridic, o să vă ajute mult în continuare. În ce fel? În sensul direct a cuvântului. Asta o să vă ajute să dovediți în instanță că până la ziua în care v-au fost aruncați sacii după poartă, dumneavoastră ați locuit în casă și ați concubinat și ați avut o avere comună. Așa că să vă bucurați că aveți o astfel de imagine. Iar la final o să vă întreb, Vladislav, sunt mai multe aici. Pe dumneavoastră eu așteaptă mai multe procedei juridice. Bănuiesc eu, dar despre asta vorbim dar să știți că... puțin mai târziu. Da. Tatiana, dar acum povestiți-ne de acel dosar penal cu care v-ați trezit. Ce vi se incriminează? Știți? Că am intrat în casă străină. Am intrat un om străin în casă străină. Am intrat la domiciliu. Violare de domiciliu. În violare de domiciliu, da. Deci, e practic cum ar intra niște hoți. Nu știu, mă, că n-ai furat nimic din casă. Dar așa, da? Cam așa știți, se tratează. Da, dar așa se primește. Știți cum... Nu-i propusit, nu-i căsătorit, n-are nimic. Tu ești nimic. De iure... Un om normal? Da. Nici când le după poartă n-al dă. Dar aici s-ar primit... Dar nu poate să existe dosarul ăsta de violare de domiciliu, în primul rând că violare de domiciliu ca componență de infracțiune trebuie să existe că ea să refuză să iasă. Da? Dar dumneavoastră a venit, i s-a zis că coboară jos, vorbești cu poliția și a plecat.
ea nu poate să aibă astfel de dosar. O să auzim și declarația oamenilor legii și o să vedeți ce dosar, ce articol îi se incriminează eroinii noastre. Acum să continuăm. În această seară discutăm despre cazul Tatianei Antocel din Căușeni. Femeia spune că după 22 de ani de viață în cuplu a fost alungată din casă de către soțul ei chiar în ziua când a revenit de la muncă, de peste hotare. Mai mult, bărbatul a chemat poliția și a scris o plângere pentru că Tatiana ar fi pătruns în casă fără permisiunea lui. Acum femeia este nevoită să trăiască în casa veche a părinților săi, care abia își ține acoperișul, iar pe lângă asta s-a ales cu un dosar penal. A venit momentul să aflăm ce spune fostul soț al Tatianei despre tot ce s-a întâmplat. Colegii mei au încercat să discute cu el atunci când au fost împreună cu Tatiana și fratele ei la casa unde cuplul a locuit împreună, dar bărbatul a refuzat să discute cu noi. Ulterior, am încercat să luăm legătura cu el la telefon. Iată ce ne-a spus el. Noi suntem divorțați de 11 ani. Dumneavoastră ați divorțat fictiv și v-ați căsătorit cu o cumetră de-a dumneavoastră. Copiii la noi au fost greu, vreo 10 ani, nu se face copii și este așa. Și noi am hotărât că ne divorțăm și gata, dar cu mătra și este așa, dar este cu mătra. Mătra, eu am cu mătra, am copilul meu. Noi nu m-am făcut divorțul și deci, nici nou, în timp de nouă lundele s-a născut copilul. Deci n-am făcut divorțul. Spuneți că era desinat, avea un scurt timp acolo, două, trei săptămâni, o lună, nu știu. Păi a fost cauza divorțăm, adică nu ne înțelegem, nu ne-am înțeles. Când s-a născut David, când s-a născut copilul, 84 ani, deci noi când ne-am divorțat cu dânsa, noi nu ne-am văzut dânsa 4 ani. Când am aflat că e gravidă și avem copilul împreună, ne-am bătut capul. Eu am trimis permanent în toată luna bani, o ajutam. Când aveam un trăiești, cât s-a de înfiștărit asta acela, i-am spus, și din casa asta. Dumnezeu spune că a construit împreună cu dumneavoastră o locuință la Căușeni. Cine locuiește acolo? Nu mai locuit, nu mai făcut nimic, nu mai făcut nimic împreună, nici o casă. Împreună. Păi, dar a cui este casa? Casa părinților, la părinții mei, da. Documente, aparține mie. Noi trăim așa, din când în când ne mai vedem, ne mai trăim la apartament, acolo în coaie, dar eu n-am văzut o treabă așa cu lucrările. Asta, casa mamei asta, casa la părinți, care au făcut-o neamul, noi suntem șase surori, trei surori și trei frate, că noi suntem șase familie mare. Și care și cum am putut-o ajutat și s-a făcut asta. El m-a venit să faci probleme. Dumnezeu zici că dumneavoastră ați venit și ați scos-o din casă cu poliția. Nu, asta eu am venit la ora 4. Eu venit pe amuia când în octombrie, da, 24 octombrie. Au venit, au deschis porțile, niște astea, au intrat în casă, care au spus, păi, dar unii nu întrești. Și eu nu pot asta mai insulta, au dat în casă, au spus, atât de s-a stat, că am venit la copilul meu, zic, uite, uite, copilul tău, nu problem, dar deși mi-au venit să-l zic acasă, bagajă, fiși au umplut de tot o grada, și eu mă început a m-a insultat. Sărea la bataie, sunt că m-a provocat, s-o pălesc, să-i fac ceva, să-i chem mie prima poliție. Și eu s-am la o poliție și am venit și a spus, ia că care e problema. Uite, nu a fost jumătate de ani, nu știu cum a fost, n-am avut niciun contact, nu știu eu, lista personală. Și când a venit poliția și a lămurit, n-ai și venit și eu, a doua zi a venit iară. Și eu am spus atunci, a fost tu, ca tare de căsătorie, ai interdict, nu trebuie să spui la urmă, îmi dă de lucru la câine, zici, provocare, etc. Și atunci am luat așa normal de gule și am scos-o la drum. Surorile a făcut casă, i-a dat ajutor cu Tania nimic, cum? Cum nu, n-ai frică de Dumnezeu, Ghine, ai făcut documental. Tăi, plusul lui că casa e făcut pe mamsa, Dumnezeu să ierte că a murit. Adică juridic el s-a asigurat, da. Dar n-are, de fapt lucrurile au stat altfel. N-are cu dânsa și copilul făcut tată. Sunt vecini pe acolo. Da, cât n-a fost acasă, cum este vorba, când n-a fost acasă, nu a spus de asta. La nimeni n-a spus, la nimeni nu s-a jăluit. Chiar și nici s-a spus, băi, sorta asta, 7 ani de zile, puteți să spui 8 sau cât acolo? Nu a făcut nici. Cum nu a făcut nici? Dacă așa de slăm. Cine a crescut copilul? El a crescut copilul. Cine a întreținut casa? Da. Zic, de ce nu mai el trimite bani. Nu, ladă, trimite acolo, eu știu că trimite, că nu l-am întrebat. El zici că nu-i drept și gata, n-am făcut așa cum și acum, spune. El asta casa a făcut, construit cu surorile. El asta a făcut special, pentru că nu-i special, e plusul lui, când, vă spun, că n-are
mamă i-a dorit casa, dar nu i-a dorit nimeni. A făcut atunci când el momental, a făcut chestia asta special după ce s-a întors doamna din Germania, pentru că așa în viziunea bărbatului, dacă a plecat femeia psihotare, cine știe ce face acolo. Și din principiu nu se permită. Chestia că e făcută dăruire casa, asta e deja bine. Mai bine. Și dumneavoastră când ați început să ridicați casa, erați deja divorțați? Căsătoriți. Și ce nu aveți acte cum împreună făceați ceva, n-are cum să fie... Nu m-am implicat pentru nici la un act de casă. Pentru că până la dacă sunt împreună, da. Și apropo, dacă are surori, surorile să vadă emisiunea asta, eu cred că ar fi... Surorile cred că știu că asta și fără emisiune, ar fi cumea să afle știu, din emisiune că el va alunga din casă. Că era alunga, și sora lui acasă când m-a alungat din casă. Dar a zis că surorile a ajutat să facă casa asta. Și sora a spus că el chiar sunt credincioasă, eu nu știu, chiar n-au frică de Dumnezeu, că mi-a spus în față. Eu să fiu o doamnă educată, eu de mult ieșem din casă, zic, dar poate tu ieși din casă, eu am construit aici, eu am făcut mâncare la lucrători. Asta e că ele, dacă ne aud acum, să știi că... Și el a spus că eu astfel de-a lui fratele meu, că da, el e fratele meu. Așa ne-a spus în față. Noi am solicitat o informație de la poliție despre ce anume se incriminează eroinei noastre și la ce etapă se află dosarul penal intentat pe numele ei. Iată ce răspuns am primit. Deci la 24 octombrie curent, în jurul orei 4 dimineața, Inspectoratul de Poliție Căușeni a înregistrat un anunț telefonic de la un bărbat de 42 de ani, domiciliat în orașul Căușeni, care a informat că la domiciliul său are un conflict cu fosta sa soție. Deci ulterior, în baza plângerii depuse de PT, de către organul de urmărire penală al IPO Căușeni, a fost începută urmărirea penală conform articolului 179 alineatul 1 din Codul Penal, și anume pătrunderea sau rămânerea ilegală în domiciliul sau în reședința unei persoane fără consimțământul acesteia cu refuzul de a le părăsi la cererea ei. Pedeapsa prevăzută de acest articol este sub formă de amendă în mărime de până la 32.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 2 ani. Petentului a fost atribuită calitate de parte vătămată, iar femeia în vârstă de 44 de ani a fost recunoscută și audiată în calitate de bănuită. Vedeți cum citesc legea? Pătrunderea și rămânerea în domiciliu și refuzul de a părăsi este un dosar. Dar ei citesc, deci, nu, nici măcar norma juridică, doamna ofițer n-a citit-o cum sună. Pătrundere, gata, am săvârșit o infracțiune. Rămânerea, am săvârșit altă infracțiune, da? Pătrunderea și rămânerea. Și refuzul de a părăsi acest domiciliu este componență. Dar ei au pornit. Că ei așa vor să pornească. Astea sunt așa zisele dosare, așa zisele articole inventate subte din deget ca anume să existe, dar nu să fie aplicate în practică. Deci doamna nu a săvârșit nicio faptă culpabilă. Unica ce putem noi dumneai să-i incriminăm, să-i face, dumneavoastră poate să facă vinovată de o contravenție administrativă, da, în același acțiuni juridice, dar nici de cum cauză penală. Că i-a atribuit doamnei statut de bănuit, asta nu înseamnă că dosarul ăsta se duce în instanță, că nu are nicio șansă. Zic, credeți? Deci nu are nicio șansă. Eu sunt mai mult ca sigur, ca sfat, vă pot spune în felul următor. În primul rând, urmează să depuneți cerere de chemare în judecată, în civil, prin care dumneavoastră să constatați un fapt că până în ziua când ați plecat în Germania, dumneavoastră ați concubinat cu el. Să dovediți. Există așa modalitate, deoarece legea prevede că dacă persoanele concubinează mai mult de un an de zile între ei, se atribuie categoriei de căsătoriți. Așa. Deci, chiar cu acel divorț, statut de divorț fictiv. Se constată că ați concubinat. Respectiv, constatând că ați concubinat, acea avere urmează să fie partajată egal. Ce ține de presupusa donație, deci dumneavoastră, de fapt, s-a donat un teren. Sau nu știu ce s-a donat acolo, nu, iarăși. Eu cred că modalitatea este foarte simplă, iarăși. O să puteți să dovediți în instanță că ați concubinat și, de fapt, ați construit acel imobil,
Și instanța, nu cred că judecătorul o să zică că ea a fost adunată de către părinți sau nu știu cine. Plus că atât, că eu nu mai pus acum întrebarea, să întreb când au decedat socrii, că are și asta o mare importanță, câți ani în urmă, să vedem... Detalii. Detalii. Deci astea sunt niște chestii de... În linii generale, sunteți optimist în ceea ce privește șansele eroinei desigur, noastre, desigur. Chiar și la partajarea acestei case. Desigur. Este evident. Deci nu putem noi, în situația dată, noi nu putem să... Nu o să poată dumnealui dovedi inversul. Da? Nu o să poată, nu ai cum să dovedești tu inversul că ea nu a locuit și nu a concubinat cu el. Adică este o faptă evidentă, numai că necesită timp, necesită răbdare și să mergeți pe o cale juridică corectă. Mulțumim, Vladislav, chiar mă bucură optimismul dumneavoastră, mai ales că are și o bază sub el. Sper să vă mulipsim, Tatiana, și pe dumneavoastră cu acest optimism. Mai ales că, uite, e unul dintre cei mai buni avocați din țara noastră care vă dă toate șansele. Și să nu vă temeți și nici de acest dosar. Mie mi-a rămas imaginea copilului dumneavoastră, care tare, tare vreau să fac parte din căldura mamei. Pentru că orice copil din lume, câți bani nu i-ați da, pentru el cel mai mult contează liniștea familiei, a părinților, indiferent. Dumneavoastră, chiar dacă nu vă împăcați cu soțul, cu fostul soț, el tot suferă din cauza asta. Deci mai bine adică să fiți dispărțiți decât să vă certați, să vă bateți, decât el să vadă toată situația asta, dar în liniște. Până la urmă poate o să rămâneți și prieteni cu fostul soț, pentru copil. Eu vreau să vă doresc răbdare, în primul rând, să ajungeți la numitor comun. Nu văd aici prietenie între fostul soț, chiar nu vreau să prieteniți, pentru că nu are sens. Persoana care te-a trădat... În urma tuturor anilor împreună trăiți, chiar nu are nicio scuză pentru mine, asta e părerea mea. Mergeți înainte pe calea juridică, optați pentru adevăr și refaceți viața acum în momentul pozitiv, mai pozitiv decât ați trăit până acum. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să-i aveți pe cei dragi mereu alături.